Bună ziua! Oh, băi, tocmai am terminat live-ul pe Facebook, pe YouTube. Mă aștept pe pitch, mergem să vedem prima noastră casă în vederea cumpărării. Este într-un cartier nou, e aici în Borough Bridge. Chestia e că am două adrese unde trebuie să mă duc, nu știu, aia la telefon mai este o altă adresă, iar de dimineață am primit un mesaj în care îmi spunea să nu uit cumva că asta de-am întâlnirea, dar văd că am alt postcode, nu știu de ce. În fine, mergem acolo și vedem. Avem timp, sunt amândouă relativ aproape, facem 3 minute până la una, 3 minute până la alta. Deci, posibil cred că să fie undeva unde sunt birouri, iar de acolo la birouri să mergem cu cineva să vedem casele, probabil să ne prezinte cartierul, nu știu, noi am văzut un pic pe net, dar vrem să și discutăm în vederea dacă ne pot ajuta cu achiziționarea, gen contacte la bancă, care sunt în regulă, cu toate că am citit eu ceva pe net, cât e avansul, etc. chestiile astea. O să le vedem în continuare, aștept pe pis să vină, bineînțeles, trebuie să stai după aia. Și să sperăm că putem filma. Dacă nu putem filma, nu o să putem filma. Vedem noi. Haideți cu noi. Este duminică și mergem amândoi pe programul 2, pe TVR 2. Nu știu ce dracu să mai zic. Haideți cu mine. Haideți cu noi. Foarte mică, ceva de genul ăsta. Nu știu, o să vedem. Momentan
Tristan ne-a pus pe gânduri. Case, cartier arată foarte bine, ți-a plăcut? Și casă. Da, apropo, am văzut-o, de fapt am filmat doar o casă goală, dar am mai văzut una mobilată. Iar ea nu e fan stilului ăsta englezesc, așa puțin mai oldish, mai vechi, mai, na. Și nu prea era fan, era foarte mișto. Mie-mi plăcut, cel puțin mie mi-a plăcut cum era mobilată, era o casă cu patru, tot cu patru dormitoare? Da. Tot cu patru dormitoare, toate sus, iar jos aveai living, dining room, curte. Foarte mișto. Apropo, toate casele din acest cartier au curte în spate. Unele sunt și cu curte în față, dar majoritatea au curte în spate toate. Nu au toate garaj. Multe de vorbit. În fine. Mergem până la Leeds să ne luăm niște amandine. Amandine bune, după care mergem la Leeds la restaurant românesc să mâncăm. Probabil întoarcem acasă și cred că cam ăsta a fost vlogul. Probabil când ajung acasă o să vă arăt broșura cu prețurile și cam cum arată casele. Dar mișto. Eu vă zic că mișto. Și să sperăm că reușesc să fac și visul ăsta de a avea o casă. Și uite că nu în România, ci aici în Anglia. Au venit amandinele. Hai să le băgăm aici. Dar nu știu cum le prind, sau o să le învărsăm. Ia hai, vină cu aceea, vină cu aceea. Nu mai bine aici. Ia bagă-le acolo. Așa, și nu se împrăște. Avem amandine, uhuhu! Afară-i frig. Ah. Ce? Dă-i cu ușile, dă-i. Dă-i cu ușile, că tu cum dai, a? Cum dai, draga mea? Cu ușile tare? Da, draga. Dă cu ele... Îmi dai cu grajdul la vaci. Tare. Doamne. Mergem să mâncăm. Mergem cu noi? Hai. I promise to be there in every single way. We're doing this together every step we take. Closer to each other, so much to discover. Sufletul României, muzica populară. Băi, am ajuns la restaurant și nu știam ce să mănânc eu tradițional. Ce credeți că am găsit? Supă de fructe de mare, tradițională românească, care conține boscheți din Olt, linte după Mureș, ce mai, coropâșlițe după Jiu, nu știu. Uitați-vă ce prețuri. O ciorbă, 5 lire. Specialități, nebunii, 17 lire. Paste, nu știu ce. Bine, dacă iei banii așa de aici, iei ca și cum îi pune în bani românești. Și nu cred că mănânci în România o tigaie picantă cu 6 lei. Nu? Cred că mănânci bătaie cu o tigaie în cap de 6 lei. Eu mai aduc pe tine și nu mănânci să mănânci. Preparate din fită. Niște mici? Să mâncăm niște mici? Dar o să mâncăm ceva. Te fac dansul ăsta? Ia uite. Băi, dragilor, cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Mâncăm și noi, pe aplicăm acasică. Băi, la pariuri n-am pus nimic, praf țânder, n-am avut cânt. Am stat cu vlogul, am fost cu casa, după aia am venit aici, am făcut cumpărături. Hei, ia uite. Doamne, poate îmi dă YouTube jos melodiile astea. Gata, vlogul se încheie aici. Nu știu ce o să iasă din vlogul de astăzi, dar iese ceva. Vă tare mulțumesc, mâine ne vedem la truchereală. Și cam asta a fost tot. V-am pupat, ceau, pa!